al preasfințitul arhiepiscopul nostru Calinic, pentru cinstita preoțime și Sfântul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutinde și pentru oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cu Deul acesta, cu puterea, cu lucrarea, cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Sfinților, sufletul rog, Său Mihail, cel mutat de la noi, cor de drept să nu-ți aceze, în Sfântul lui Avram să-L odinească cu drept și să-L numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Fericită adormire veșnică odină de Doamne, sufletului adormitului robului Tău Mihail, cu tot neamului cel adormit, de fălor veșnică pomenire. Veșnică Doamne, veșnică pomenire! Este un brand, dacă e să vorbim în termen modern, pe care vrem să-l folosim pentru tot ceea ce înseamnă zestrea culturală extraordinar de frumoasă pe care o are municipiul nostru. Suntem astăzi 5 noiembrie la deschiderea sau la redeschiderea muzeului Casa Memorială Mihail Țăloveanu, aici pe ulița Rădășenilor, în Grădina Liniștii, al 5-lea Muzeu din Fălticeni, după Muzeul de Ape Ionii Rimescu, Galeria Oamenilor de Seamă, Muzeul Apelor Mihai Băcescu, Muzeul Fălticinenilor Vasile Ciurea. E un moment frumos și dacă despre istoria veche sunt persoane mult mai autorizate ca mine să vorbească, vreau să vă spun câteva cuvinte despre istoria nouă. Casa Memorială Țăloveanu, încă din 2013-2014, am luat hotărârea să o reabilităm, pentru că era absolută nevoie de acest lucru. Au fost momente birocratice care ne-au oprit și vreau să vă spun doar câteva dintre ele. Am identificat în 2013 o sursă de finanțare pe fonduri norvegiene. Am realizat un proiect tehnic, un domn arhitect de la Iași, Alexevici, avea 86 de ani la timpul respectiv și era singura persoană autorizată din România care avea dreptul de ștampilă să realizeze proiectul tehnic pentru acest obiectiv. Am depus proiectul, am câștigat la București, dar finanțatorul, fiind vorba de fonduri norvegiene, respectiv statul norvegian, a luat hotărârea ca toate cele 14 proiecte admise la nivelul țării să fie redirecționate către un singur obiectiv mare, respectiv cetatea Râșnovului, la Brașov. Prin urmare, am fost câștigători fără loc sau admiși fără loc, fără finanțare. În 2018, în 2017, de fapt, am depus, am beneficiat atunci de o oportunitate pe bani europeni. Am depus 2017 proiectul, eram singurul municipiu la nivel național care avea două proiecte pe axa culturală, respectiv Casa Memorială Țăloveanu și Biblioteca din Fălticeni, Muzeul Vasile Ciurea. Am fost din nou chemat la București împreună cu domnul Rădulescu și mi s-a spus nu se poate ca voi la Fălticeni, un municipiu mic, să aveți două unități de cultură care se beneficieze de bani europeni. Am fost nevoit să alegem și am luat decizia după un criteriu strict economic, în sensul că aici era vorba de finanțare de 1,7 milioane de lei la timpul respectiv. Biblioteca din Fălticeni, Muzeul Vasile Ciurea, avea o finanțare de 3,2 milioane de lei. Am luat hotărârea, v-am spus, singurul criteriu a fost cel economic, nu puteam să decidem noi care e mai important sau nu, dar am optat pentru acea variantă, am reabilitat la timpul respectiv Muzeul Fălticeniului, Vasile Ciurea, Biblioteca Municipală, și atunci am făcut un artificiu, domnul Rădulescu știe foarte bine, pentru că trebuia să aibă statutul de muzeu. În aproximativ 25 de zile am transformat biblioteca în muzeu și am reușit să câștigăm acel proiect.
și a venit timpul Societatea Memorială Sadoveanu pentru un proiect integrat care a cuprins trei obiective la nivelul municipiului, respectiv Parcul 23 August, Parcul Prefecturii, Corpul B al Muzeului de Artă Ion Irimescu și Casa Memorială Sadoveanu. Un proiect pe bani europeni de 6,2 milioane de lei, la care contribuția noastră a fost de doar 2%. Și iată, suntem în situația ca acum, pe 5 noiembrie, să redeschidem un obiectiv extrem de important și la fel de drag mie, cum spunea și Părintele Protopop Dulgheru, pentru că, într-adevăr, copilăria noastră a fost marcată de Mihail Sadoveanu, păticinean, într-o anumită perioadă a vieții lui, care a locuit, a creat, a pescuit, a vânat la Păticeni și sunt foarte multe lucruri de spus. Vreau să vă urez bine ați revenit la Muzeul Casa Memorială Mihail Sadoveanu și sunt convins că va fi într-adevăr un obiectiv extrem de vizitat, un obiectiv reprezentativ pentru municipiul nostru. Doamne ajută și într-adevăr să ne mândrim cu zestea culturală pe care o avem. În urma hotărârii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, Municipiul Fălticeni acordă domnului profesor universitar Nicolae Maxim titlul de cetățean de onoare prin hotărârea Consiliului Local numărul 194 din 30 octombrie 2023. Vă mulțumim, domnule profesor! Eu vă mulțumesc din tot sufletul, mă simt legat de familia Sadoveanu, l-am cunoscut personal pe maestru literaturii Mihail Sadoveanu, am considerat că sunt oarecum acceptat în familia Sadoveanu, pentru că doamna Profira Sadoveanu mi-a botezat băiatul care se numește Mihail. Amintiri foarte fericite am despre familia Sadoveanu și sunt îndatorat atât dumneavoastră cât și familiei Sadoveanu. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Și hotărârea Consiliului Local. Mulțumesc! Prea mare pentru o valoare relativă. Este adevărat, noi vă mulțumim! Și ca să vă mai spun un lucru, un mic secret, o parte din mobilierul care o să-l regăsiți în Casa Memorială Sadoveanu este donat de domnul profesor Nicolae Maxim. Donat, primit din partea familiei, din partea Profirei Sadoveanu și a lui Costache Pop. Este, așa că donația mea este secundă. Este mobilierul familiei Sadoveanu, absolut, ajuns absolut prin generozitatea domnului profesor în Casa Memorială Sadoveanu. Mulțumesc! Am venit lui Mihail Sadoveanu, neamul șoimăreștilor. M-am îmbolnăvit de istoria acestui neam, eu fiind șoimarul, zic, trebuie să fie de-a noastră unul. Mai ales că Sadoveanu vorbește despre Ținutul Orheiului, satul meu fiind din Ținutul Orheiului. Mai ales că vorbește despre un râu care era răutul, dar de fapt era vorba, în realitate, e vorba de satul Șoimărești din județul Neamț de aici, din apropiere, și râul fiind Moldova. Iar Sadoveanu, fiind șmecher, a mutat toată acțiunea asta dincolo, în Basarabia, demonstrând că plaiul ăsta e românesc, domnule, și mai îmblați voi cu pofârlica, cu Moldova sovietică, cu Moldova socialistă și Basarabia nu știu care, roșie. Iată așa s-a întâmplat. Eu din 61 până în 2003, numărați câți ani au trecut, am făcut o monografie, am adunat tot ce a fost posibil. Iată această monografie care a fost lansată exact 20 de ani în urmă aici, ea, cu Ana Nazaro. Iată, o cunosc de, chiar un pic mai devreme, când am convenit să facem această lansare. Exact pe alia aceasta, o minunăție. Iar acum nu recunosc, o casă, a apărut o casă, un palat adevărat, o minune de muzeu. Mă bucur enorm de mult că s-a întâmplat aceasta, după 20 de ani de când eu vizitez acest muzeu. Fraților, eu am venit cu o expoziție, o expoziție mea de fotografie, nu știu dacă mai este aici. Ana Nazaro mai este expoziție? Nu. Dacă mai este, eu atunci am venit cu o expoziție de fotografie pe urmele maestrului Sadoveanu. Ea n-am văzut-o acum, dar cred că mai este. Și cartea aceasta, monografia Neamul Șoimăreștilor, 500 de ani de istorie. Mai găsiți așa ceva? Am umblat 500 de documente, 500 de ani de istorie a Șoimăreștilor. Acum eu mai am încă
1200 de pagini, documente istorice despre acest neam și am să fac ediția a treia și imaginați-vă că lansarea o să fie exact aici, pe acest teritoriu. Vă rog să nu uitați că o să vă anunț Ana Nazarov, uite, vine Joimaru cu monografia, să veniți neapărat, nu o să regretați. Nu o să regretați, e o minune, pur și simplu, cum s-au păstrat documentele astea. Dar s-au păstrat fiindcă toți au fost proprietari de pământ, iar proprietarii de pământ au avut documente. De 500 de ani au fost ori în calitate de proprietar, ori în calitate de martor, ori semnături, vecini și așa mai departe. Iată, ei au apărut în toate aceste documente. Aceste documente 500 de ani sunt aici, dar vă spun, am să mai adaug la ediția a doua încă 1000 de pagini de documente istorice. Dar ce v-am mai adus eu azi să vedeți, fiindcă mai mult niciodată nu o să mai vedeți, că eu am să le iau înapoi, dar nu azi. O să vedeți, am adunat 33 de ediții ale romanului istoric Neamul Șoimăreștilor, în diferite limbi, de continent, din Asia n-am găsit niciuna, bănuiesc că prin Mongolia undeva au fost editat sau în China, comunistă, nu știu. Dar în Europa au apărut 33 de ediții, mai găsiți o carte de asta, numai Lenin era editat cu așa tirajă, Stalin și Marx, Engels și așa mai departe. Dar pe Sadoveanu, care a făcut atâta muncă depus pentru neamul său, pentru cultura noastră, acum cui nu e Lenin îl atacă? Pur și simplu, e o mizerie, nu mai pot înțelege nimic. Dacă au ajuns pe Eminescu să-l atace unii, apoi Sadoveanu, clar că trebuie să-l atace, că el pe vremea comunismului, dacă n-ar fi fost Sadoveanu, noi basarabienii n-am fi știut nimic din istoria românilor. Noi am citit opera lui, iar din opera lui istorică am învățat și noi, fiindcă nu trecea, nici hulubii nu treceau peste prut. Nu cum să mai treacă vreo carte, vreo monografie, despre istoria românilor. Iată, Sadoveanu ne-a învățat această istorie. Eu l-am citit în 61, Neamul Șoimăreștilor, iată această ediție cu grafie rusească, ia cât o ia, această carte o am, o păstrez. Și ea mi-a dat mie de înțeles că, băiete, mergi înainte. Eu am mers și până în 2003. În 20 de ani m-a adunat 1200 de pagini și poate peste un an de zile ne vedem, domn primar. Când aveți alegeri? Eu am să vin să vă sprijin pentru această minune. Vin și votant am să fiu și ce vreți face de mine, poate reușesc până atunci să vin cu ediția a doua a monografiei. Acum fiți atenți, după aceea și am găsit eu, la Văvidenia găsesc prima ediție a romanului Neamul Șoimăreștilor. Ei, am amețit că n-am văzut. Ei, cum n-am văzut eu până acum, înainte de a face cartea mea? Și dar nu mi-a dat cartea, mi-a promis și nu mi-a dat-o copiii ăștia, iertați-mă, părinți dragi. Nu mi-a dat-o, domnule, nu scoatem nimic din bibliotecă. Și eu am găsit-o, nici nu o să știți niciodată, la Biblioteca Universitară din București. Am găsit prima ediție, ia uitați ce am făcut eu. Am fotografiat păjenuță cu păjenuță, literă cu literă, am îndreptat, am corectat și eu am făcut două exemplare din prima ediție a acestui roman, acesta minune. Uitați-vă, iată, asta e Tudor Șoimaru, care îl vedeți aici. Eu, din acest roman, m-am îndrăgostit de acest Tudor Șoimaru, de acest erou al lui Sadoveanu și au trecut câțiva ani și am făcut și eu un băiat care îl cheamă Tudor Șoimaru. L-am întrebat, azi, băi, mergi cu mine, că acolo ești așteptat, tu ești erou literar. Nu pot, el lucrează pe internet, lucrează pentru Marea Britanie pe internet și nu mă pot rupi că azi de exemplu lucrătoare la mine. Și gata, n-am putut. Dar la după ediția cărții, să veniți și o să-l vedeți. Și spre bunicii a pornit, că doar acolo se simt bine și gândit cum se cuvine. Dar